Hai să-ți spun ce am aflat eu despre insula Mauritius. Cică în Mauritius se produc 12 sortimente de zahăr, iar unul nu se găsește nicăieri în altă parte. A, știai că păsările dodo nu mai măcăne din cauza olandezilor? Mă rog, nu cred că făcea efectiv mac pasărea dodo, dar ce spunea ea acolo? Bună, de curând am fost în Mauritius și am descoperit o lume extrem de prietenoasă. Mă rog, cumva când ești turist, aproape oriunde ți se pare că toată lumea e prietenoasă, pentru că oamenii încearcă să fie foarte drăguți cu tine. Am descoperit corali, am adunat așa o pungă și am luat-o acasă cu bucățele de corali de pe plajă. Din păcate, ei nu mai trăiesc foarte mulți, nu știu dacă știți, dar coralii sunt considerați animale. Uite, am aici o bucățică de coral de acest gen și am găsit și una care semăna cu o inimioară și nu m-am putut abține și am luat-o. Se focalizează. Are și o textură tare interesantă, pentru că în Mauritius există o barieră de corali naturală. Din păcate, nu mai sunt foarte mulți din acești corali vii și în momentul în care mor, ei rămân în apă, dar își pierd din culoare. Se pare că mor din cauza încălzirii globale, oceanul devine din ce în ce mai cald și asta îi ucide. Inițial voiam să fac un clip destul de scurt despre insula Mauritius, numai că am impresia că o să fie mai multe părți, pentru că sunt foarte multe lucruri interesante pe care le-am aflat. Eu nu mă așteptam să fie așa când am mers acolo, mă așteptam ca Mauritius să fie un fel de Zanzibar, adică cu foarte mulți oameni săraci, doar resortul în care te poți simți bine și în rest să fie haos, să nu poți ieși din resort în siguranță, dar de fapt nu e deloc așa. Ei au o economie destul de puternică, oamenii au venituri modeste, adică au case, au servicii și nu e așa cum mi-am imaginat eu și am aflat foarte multe și vreau să-ți spun și ție. În Mauritius sunt și foarte multe obiective turistice pe care le poți vizita și pe lângă faptul că are o istorie interesantă, este și un mix cultural, au condimente foarte interesante, au mâncăruri, sunt specialiști în zahăr și în rom, adică sunt foarte multe de descoperit și de făcut în Mauritius, nu doar de stat la plajă și de băut cocktailuri la resorturi. Uite, de exemplu, eu am bagajul plin de diverse sortimente de zahăr și fiecare are o aromă diferită și cumva un scop diferit. Bine, tu poți să le folosești pentru orice, dar, de exemplu, anumite sortimente sunt special pentru cafea, alte sortimente sunt special pentru tarte cu lămâi, altele sunt pentru prăjiturile cu ciocolată și se vindeau așa în ambalaje de acest gen. Uite, de exemplu, ăsta se numește Muscovado, Muscovado Clair. Și diferite de zahărul pe care îl știm noi, chiar și de zahărul brun. Și se pare că toate sunt naturale, adică culoarea lor este dată de cât de mult se gătesc, nu pentru că ar pune ceva în ele. Și mi s-a părut interesant, iar unul dintre sortimente se găsește chiar doar în Mauritius. E o fabrică de zahăr în care mergi, o vizitezi, afli tot procesul de facere al zahărului și la final poți să cumperi atât suveniruri dulci, cât poți să cumperi și pentru tine să-ți iei acasă zahăr. Dar am această fabrică în minte să o pun pe lista mea de obiective turistice de vizitat în Mauritius, dar nu vreau să vorbesc despre asta în acest clip, pentru că în acest clip vreau să vorbesc mai degrabă despre istoria din Mauritius și de ce e atât de interesantă această insulă. Pentru că orice, bineînțeles, ajunge prin prisma istoriei așa cum este acum, iar în Mauritius este un mix cultural foarte puternic, adică există și chinezi creștini. Și având în vedere că e mixul acesta cultural și tot felul de culturi și de oameni, ei trăiesc într-o oarecare armonie. Adică au și temple budiste, dar au și biserici și cumva au învățat să conviețuiască împreună. Spunea ghidul, unul dintre ghizi, că am avut mai mulți, spunea că în Mauritius se vorbesc în jur de 12 limbi și majoritatea persoanelor știu cel puțin 4 limbi să vorbească. Bine, limba oficială este engleza, se vorbește foarte mult franceză, bineînțeles, și limba lor maternă este creola. Și creola aceasta e diferită de creola din alte părți, pentru că creola înseamnă limba Swahili combinată cu o altă limbă. În cazul insulei Mauritius era combinată cu franceza. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat prin prisma istoriei, cum îți spuneam, și despre asta vreau să-ți spun un pic. Inițial pe insulă nu existau oameni, doar păsări.
Primii care au descoperit insula au fost portughezii, dar nu s-au stabilit aici pentru că vremea era prea capricioasă. Pe insulă sunt doar două anotimpuri, vară și iarna. Vara e fierbinte și umedă, iar iarna e caldă și blândă, iar lunile de tranziție sunt mai și septembrie. Mă rog, ambele anotimpuri sunt destul de călduroase, iarna nu e așa cum e la noi, dar există perioada de cicloane din noiembrie până în mai, care provoacă mari neplăceri pe insulă. Eu am fost la finalul lui aprilie și nu au fost niciun fel de neplăceri, mici ploi din când în când, dar erau ploi din acestea de vară care țineau foarte puțin. După portughezi au venit în 1598 olandezii, care s-au așezat în partea de sud a insulei și au descoperit abanosul din care au făcut mobilă și și-au reparat corăbii. Apoi au explorat și restul insulei, descoperind pasărea dodo, despre care se spune că nu mai există pentru că ar fi mâncat-o pe toată. E foarte posibil nu doar s-o fi vânat și s-o fi mâncat, ea fiind o pasăre foarte prietenoasă, neobișnuită să fie vânată, ea nici măcar nu zbura atât de bine ajunsese să trăiască în mediul de acolo, ci e posibil și luând din toate resursele insulei, pasărea dodo să nu mai găsească de mâncare și astfel să ajungă la dispariție. E un mixt acolo, nu știm exact ce s-a întâmplat. Ideea este că pasărea dodo a dispărut din cauza olandezilor. Pe lângă asta, au distrus și multe țestoase care se aflau pe insulă. Ce au făcut bine pentru insulă a fost faptul că au adus trestia de zahăr. Bine, n-au adus-o ei pentru că sunt foarte buni și foarte altruiști. Nu am nimic cu olandezii, să nu ne înțelegem greșit, dar partea aceasta de istorie nu le face cinste, ci pentru că erau ei mari băutori. Băutura pe care o făceau din trestie de zahăr se numea arac, iar trestia de zahăr a ajutat foarte mult istoria economică a insulei Mauritius. Cumva e motivul pentru care insula Mauritius astăzi nu este atât de săracă cum ne-am așteptat și cum sunt alte insule asemănătoare ei. În 1710, olandezii au părăsit insula, iar peste 5 ani, în 1715, au venit francezii care au dezvoltat foarte mult insula, în special capitala și zona de port. Numai că ce au făcut foarte rău francezii a fost faptul că au adus sclavi. Singurii care au venit în perioada respectivă și nu au venit ca și sclavi au fost chinezii care au venit ca să facă comerț. În 1810, francezii au pierdut teritoriul în fața englezilor. Deși pe mare Napoleon a câștigat lupta, peste 3 luni au fost atacați din nou de englezi, un atac surpriză la care nu se așteptau, și astfel din 1810 insula a fost ocupată de Marea Britanie. Englezii sunt cei care au desființat sclavia și au adus pentru culturile acestea de trestie de zahăr, pentru agricultură, au adus lucrători din India pe care îi plăteau. În 1968, mauritienii și-au câștigat independența. Acum sunt Republică Democratică, cu prim-ministru și președinte. Spre deosebire de România, în Mauritius este ales de popor prim-ministru, iar președintele este cumva ales de politicienii lor. Și cumva și rolurile sunt diferite. În orice caz, și în Mauritius este democrație acum. În trecut, 80% din teritoriul insulei era ocupat de trestie de zahăr, acum doar vreo 60% mai e și se tot împuținează pentru că nu mai e rentabil. Concurența e enormă și ei nu pot concura cu cei care fac zahăr din speclă de zahăr. Oricum, ei folosesc totul de la trestie de zahăr, adică fac din ea și țesături și haine, cel puțin în trecut în mod special, fac băuturi, fac zahăr, efectiv nu se pierde nimic. După cum spuneam, economia lor era susținută în trecut foarte mult de trestia de zahăr, dar acum pe primul loc este turismul. Pe insulă au venit și investitori care au investit în construcții și IT. Există și multe call center-uri, pentru că, așa cum îți spuneam, pe insulă se vorbesc foarte multe limbi și atunci evident că mari investitori din afară au profitat de asta pentru că au oameni care să le vorbească în multe, multe limbi. Cam asta e în mare istoria de pe insula Mauritius. Bineînțeles că acolo sunt mult mai multe de explorat, iar în următorul episod vreau să-ți povestesc un pic despre muntele Lemorne. Apropo, știi ce înseamnă Lemorne în franceză? Înseamnă tristețe. Tocmai prin prisma ce s-a întâmplat în istorie pe acest munte, dar îți spun săptămâna următoare. Te pup, eu sunt Cătălina.